Hai să ne jucăm cu mașinuțele! Beța și pensia dumneavoastră, domnul! Na, m-au lăsat la calculator astăzi, Dic Frățică! Cum să las numele Frățică atunci când joacă legendarul, repet, legendarul, Copilu! Seru stoc, Dic Cougar! Nu, ne place Cougar că nu virează fain! Toieca, asta e mașina noastră de căpătâi! Miezul miezului! Bunicu, nu, e de fapt nepot stră, nepot stră, 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 nepotul trabantului. No, și eu aflăm în Kaufland, în Oșan, că e un pic mai mare. Ia, suntem la raionul de zarzăvături, trece pe lângă raionul de zarzăvături copilul și preia conducerea, dar ce se întâmplă? Extraordinar, ce rușine, m-o depășități. Deci asta e o cursă mega grea și ce mă disperă, dar absolut mă... disperă la jocul ăsta. Îi cum? Cum dai imediat de un colțișor cu mașina să o întoarce? Dacă nu coboră tăți sfinții și becheșigul și ticlăzăul când... Stai că deocamdată e linie dreaptă, dar prevăd aici imediat după... aici, după raionul de zarzavaturi, mere... Nu, uite-te. Deci dai cu botul și te întoarce. Și eu am vrut să cumpăr niște șampon, doamna! Șampon de câine! Nu! Nu! Nu așa, mă! E mega grea cursa asta! Mega, mega grea, că nu sunt... sunt numai câteva linii drepte, dar e foarte greu să controlez bolidul ăsta la așa viteze de... stai, că 23 de mile pe oră, aia înseamnă... mă rog, ori 1,6, așa ne-a învățat la școală. Mă rog, are viteză maximă de... stai să vedem cât. Acum o linie dreaptă, 38, 39, 39 de mile pe oră, deci hai să zicem 40 de la mine. Nu! Așa, 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 aici, trebuie luat încet, că altfel... hai că poate vă curentez, hai că vă curentez! Nu îi aștept eu pe ei, eu trebuie să-i prind pe Cougar, care e pe primul loc. Așa, deci revenim! 40 ori 1,6, deci cam plus 2, de vreo 60 de km la oră, no! Să ai așa mașinuță! Gen cât un papuc și să merg cu 60. Stai jos! Hai că trebuie să-l prind pe Cougar din spate. Cougare! Stai, așteaptă-mă, bețăși jantele tale! Stai că vreau să-ți dau niște motorină, un coleg cu economie dacă găsim pe aici. Da, uite-te! Trebuie să învăț să iau curba asta pe cuvânt, că de fiecare dată când dau un pic cu colțișorul de bară de protecție în perete, mă-ntoarce! Nu, uite-te! Nu! Mușco, fraiere! Ce-ai crezut, mă, că tu pe mine, mă, pe copilul, mă? Mă faci de mici, mă, dar nu ți-i rușine, mă, Chocoflender! Opa! Stai că nu merge bine, nu, pe aici! Ce mă nervează cum îmi stă trotește mașina și nu mai știu unde ies! Opa! Bun, hai! Că l-am luat și pe un... No! Bun, hai că am evitat uleiul! De data asta mă duc normal, nu mă mai duc pe la zarzăvaturi, că nu-mi place. Așa, hai că-i pe locul 2 în fața aia mea, 15-17 metri, dar ia din nou avans, desigur. Ăsta-i din... ăsta-i cotură în spate, l-am prins. Hai mă, hai! Curbele astea trebuie luate cu precizie maximă, cu precizie raiconenească, chimie raiconenească. Un băiat care se dădea cu mașinuțele așa, prin curte, la linie dreaptă, ultima tură! Hai să vedem dacă-l ajung pe Cougar. Am impresia că cu ăsta o să mă bat eu tot campionatul! Hai! Du-te jos, mă! Lasă-mă să trec! Nu! Nu mă întorce! Ai, de capul meu, ce palpitante! Nu! Și-a luat avans fraierul. Nu așa, mă! Rușine angajaților Oșan sau Carrefour, care... un angajat de la raionul Piftie să vină la casă 3, vă rog. Na, bine, n-am putut mai mult. 400 de sutimi. 0,4 secunde am fost în spatele lui. Nu-i nimic. Hai să mai luptăm un pic. Deci, în campionat avem așa, Cougar cu 10 puncte, Copilul pe 2 cu 6 puncte.
Ioi, nu, nu cred, asta e cea mai grea cursă din lume. Mega, mega grea cursa asta. Nu, uite, sunt foarte multe sărituri. Și cum sar, te întorce peste cap, te... Urăsc cursa asta, nu-mi place. Aproape că nici mai am chef să mă joc. Dar, sunteți pe mâini bune. Copilul e expert la mașinuțe, nisipul e de pe locul 5, asta spune multe. Eu și tunelul ăsta, de fiecare dată dau colțul ăla și îl mușc și mă-ntorce! Cea mai grea cursă din lume! Eu și întorcerea asta aici, întotdeauna fac, dar sigur! Întotdeauna îmi dă cineva, îmi dă în freză aici! Nu-i nimic! Tura cu numărul 2, din 6! Hai, luăm poc, nu vedeți? Nu, uite-te, o groapă ai luat și poc, te-o întors! Of, Doamne, tensiunea! Oare va reuși copilul să ocupe o poziție mai mare de locul 5 în această cursă? Să vedem! Rămâneți aproape! Bineînțeles! Bineînțeles, du-te, mă, mai bine meream cu spatele până întoarce gimbalul ăsta! Locul 4, hai că s-o spargi pole position-ul ăsta, pole pose! Bun! Tot e ok? Întoarcerea, te rog! Na, bine! Evident! Deci evident că te lovești de o groapă și te întoarce. Evident! Cum să nu? Bineînțeles, dar cum? Păi da-da! 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 Vai, și tunelul ăsta mai de mult era plin de mineri pe aici. Adunau tot felul cu toporul și când se găta tura, cu cazmaua sau ce băie și gă... De data asta am luat-o bine și-a fost o pată de ulei. Efectiv, n-ai cum să câștigi! Nu, uite-te! Ce ciacanai, mă, ăștia, da! Nu nimic, că se adună punctele în clasament, se adună! Dar pentru asta ar trebui să termin măcar pe locul 2 ca să fie bine! Să fie bine, să nu fie rău, că niciodată când a fost rău, nu a fost bine! Dar și când a fost bine, s-a întâmplat să mai fie și rău câteodată! A fi cumva că n-a fost niciodată să nu fie cumva. Dacă n-a fost cumva, a fost altcumva. Dar tot a fost cumva. Hai că de data asta am luat bine tunelul ăla mic, dar am mușcat-o la ieșire. Hai că am scăpat și de pata de ulei. O întoarcere aici, hai că poate urcăm pe locul 3 acum. A, nu, stai un pic. Ba, ăsta e locul, da. Bun. Dacă ești pe locul 2, și îl depășești pe primul. Pe ce loc ești? Ce ghicitoare! Gata, suntem pe locul 3! Acum! Tura 5 din 6, evident că am luat-o de-am pasta asta. A, nu! Nu te lasă, mă! Sigur că eu mi-am dat cu spatele ultimata! Ultimate ability! Și luăm pe aici prin... Aici suntem undeva la țară, dacă observați, în vestul sălbatic. Este și o spânzurătoare. Sunt niște fanioane aici, cum se păteau cowboy mai de mult, le gădea fanioane. Și ăla care trăia, le lua pe amândouă acasă. Amintire. Iară pe 4. Bă, măcar dacă locul 3, măcar locul 3, dacă așa am zis 2 prima dată, dar 3. Hai, ultima tură. Da, văd că totul merge conform planului. Aha, da. Hai, măcar asta să o iau bine. Hai că am luat-o bine. Bun. Na, sigur că am dat în sticlă. New York 5-4 ăsta. Hai că mușcat-o. Îți pe 3. Hai. Îți suntem pe 3. Da. Iupi, am luat locul 3. Câtă tensiune. Câtă tensiune plutește în aer. Ia să vedem care e situația în clasament. Ilie Dobre, ai legătura? Da, suntem aici în vestul sălbatic, unde așteptăm să termine și să vină și ultimul pest control. Ia să vedem. Am 10 puncte plus... nu-i tare bine, am luat 4 puncte. Deci, Cougarii pe 1 cu 20 de puncte, Copilul pe locul 2 cu 10 puncte. No, aici în magazinul de jucării, în Pișchișland, na, măcar aici aș putea recupera. Dacă iau un locul 2 aici, deși presimt că la câte-s de bun, s-ar putea să iau chiar locul 1. Sau măcar unul jumate. Na, sigur că da. Sigur, stai un pic, am niște curent la mine.
Care purați cu rei, mă, copilă? Mă, vedeți-vă, mă, de treabă, mă! Lăsați, mă, copilul să-și facă datoria, mă! Mereți, mă, de cei, dar sigur că am mușcat o bombiță din asta. Când se termină fitilul ăsta, copilul face buuuu! Bineînțeles, dar m-a pus înapoi pe picioare. Numai că cutiile alea cu litere mă incomodează și mă enervează teribil. Cugăr că liderul campionatului din acest moment este pe locul 2 în spatele meu la 39 de metri. A, vedeți ce proști sunt ăștia? Deci, viteza o măsoară în mile pe oră, că nu cred că sunt metri, alea sunt mile, așa, dar distanța o măsoară în metri. Foarte deștept. Respect. Asta pentru că cred că e un joc făcut de britanici. Că ei mai măsoară viteza în mile, dar distanțele le măsoară în metri, deci nu după sistemul imperial, deși ei sunt niște imperialiști, foarte inteligenți. Așa de inteligenți că au votat da la Brexit. Vă dați seama ce nașpa trebuie să fii, trebuie să ajungi să-ți trebuiască pașaport să intri în România, țara păcii. Deci ca să intri în țara asta de 3 lei, îți trebuie pașaport dacă ești britanic. Nu dacă ești neamț, nu dacă ești ungur, nu, dacă ești britanic. Ești mai special așa, așa o vreau să fie mai special. No, hai că e ok, suntem pe 1 și pe locul 2. No, bine, sigur că trebuie să secundez Feng Shui aici. Deci, pe locul 2 nu-i Cougar cu care mă bat eu la campionat, e Zipper, ceea ce e foarte bine. Suntem în tura 5 din 10? Sigur că da! Dar am scăpat! Totul este ok, copii! Pa de stres! Ai, mă, orice denivelare îți ridică rata în aer și mă învârte de fiecare dată! Trebuie să scap de rachetele astea, să primesc ceva mai bun! Da, în loc de 3 am primit o rachetă, una! Bravo! Super fain! Curentul! No, ăsta-l ținem! Îl păstrăm pentru când o să avem nevoie. Dacă cumva îndrăznește, nu o căldăm acum. Da, ăștia sunt târziați, sunt înapoiați, îți pătură în spate. Îs prea bun să-i las. Îs prea bun să-i las în pace. Avem 168 de metri, 170 și distanța crește. Le-am lăsat o surpriză pe mijloc, băieților. Nu! Hai bateria! Bă, turbo! 55 de mile pe oră! O rachetuță-i dau la ăsta? Stai să-l așteptăm! Acum! Bum! Servus! Te pup! Sănătate! 196 de metri! Distanța crește! Deci, cred că am să recuperez destul de bine în campionat pe această cursă. În magazinul de jucării la Pishkishland. Deci ăsta e undeva în mall. De aici, practic, ce se întâmplă? De aici terminăm cursa cu mașinuțele și merem la KFC. Merem la food court. 243 de metri avans în penultima tură. Se apropie totuși Zipper la 220. Avem din nou un fulger în tolbă, dar îl păstrăm! Îl păstrăm pentru când o să avem nevoie! Dacă ne întorcem cu curul în sus și ne ajunge numărul 2, locul 2, nu! Cred că totuși o să-l dau acum, că mă enervează fața lui ăsta! Stai un pic! Stai un pic, băiatul! Stai că trebuie să-ți dau ceva! Aaa, n-am mai apucat! Nu! Nu! Ce mă disperă, așa de greu să întoarce mașina asta! Mănânci-o, Becheșigu, s-o mănâncă! S-o mănâncă, Becheșigu! 286 de metri, asta e bine, că am intrat în ultima tură și tocmai am pasat bombița colegului, la revedere! Pe locul 3, numai 2, numai Zipper, e Huma! Huma! Hama! Adică ăsta ar zis fie Hammer, cică, da! 320 de metri și nimic nu mă poate opri! Gie pe cartier! Și trece linia de sosire! Copilu! 5 minute și 31 de secunde! Nu știu, să așteptăm locul 2. Să vedem cine e pe locul 2. Deci Zipper sau Huma? Ăsta e Zipper. Nu, uite ce departe e. Penibil, mă. Penibil of the night, mă. Voi cu mine vă puteți la jocul ăsta, mă.
mă faceți să râd și cu curu. Hopa, locul 2 a fost Huma. Ama, și pe locul 3 Zipper. Și rivalul meu Cougar e numai pe locul, sper că mai jos de 4. Nu, a fost pe 4, na bun. Ia să vedem cât am câștigat în... Ne-am apropiat la 3 puncte totuși. Dacă următorul traseu e ușor, ioi nu, muzeu. Ăsta e cel mai greu traseu cu putință care este din totdeauna. Deci totul e așa de strânt aici și sunt 1000 de curbe. 1474 de curbe. Hai că suntem ok deocamdată. Aici n-am luat bine curba, dar vă arăt la tura următoare cum se ia. Hai că avem avans față de primul, suntem ok. Locul întâi, se știe, copilul number one. No. Hai că-mi trecut și de asta cumva. Absolut orice colțișor de perete te întoarce peste cap și nu... Nu mai suport chestia asta, baterie. Nu-i bună baterie, nu-mi trebuie baterie pe traseu ăsta, că nu este o linie dreaptă să-i dau blană. Oh, frumos, elegant. Așa. Deci aici rampa aia, dacă nu iei, ai luat scările și trebuie să te întorci. Ok, hai, încă un pic dreapta, aici trebuie luat încet. Și la finalul primei ture, în avantaj este copilul cu 77 de metri. Opa, nu te întorci, aici îi dăm bateria. Da, iară n-am luat. V-am zis că, dar trebuie să vă arăt imediat cum se ia curba asta. Ajungem noi și acolo, brrr, dă-i blană, dă-i blană, dă-i blană. Hai că încă avem avans față de Zipper și Cougar, prietenul nostru Cougar, nu-i pe locul 2. Asta e bine însă... Noi ia, prostule, prostule, te ajunge Zipper-ul! Oh, Doamne, tensiunea! De ce, Doamne? De ce îți place să mă chinui, Doamne? Yeah! Asta e Cougar. Ui, pe locul 4, prostul! Ha! Na, asta înseamnă că aici o să recuperezi niște puncte. Nu, stai să vedem, aici o curbă și scările alea... Nu! Eram sigur că... Așa, pe aici, pe aici. Fix Zipper-ul după mine. Du-te, mă, măi, de aici. Stai, fe... Așa, ți-am dat un pic de curent, ia. Servici. Servici de la copilul ceva. Hai, frumos. Încet. Bun. La finalul turei cu numărul 2. Copilul este la avantaj de data asta cu mai puține, pe... mai puțin metri. Așa, pe lângă perete. Frumos, elegant. Ai văzut? Altfel e când știi pe unde să mergi. Nu avem un curent, ăsta ni-l păstrăm pentru când ne întorcem acolo în sala de expoziții. Așa. De aici, când ne întorcem pe aici, dăm curentul ca să luăm pe ăștia de pe sensul opus. Sigur că am luat bombița. Hai. Acum mai dăm curentul. Fraierilor de gumă! Copilul number one! Dă și ulei aici. Ioi, nu, 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 hai, 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 așa, hai că e bine, e bine, e ok, nu, nu, o, mă, numai de-abia ce luasem un pic de avans, ioi, am crezut că mă duc invers, ce m-am speriat, hai că am 100 de metri, hai că e ok, bun, avantaj confortabil pentru copilul la intrarea în tura cu numărul 4, luăm frumos curba pe lângă perete și pe asta, așa, frumos. Hai, mă, că-i floare la ureche, mă! Dacă și pe traseul ăsta, care e așa de greu, am, uite, 170 de metri, ui, 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 ce bună sunt, no, bine. Vezi, așa se întâmplă, când ești prea șmecher și faci bravadă, ca să explici tu la lume cât de șmecher ești, vine soarta și îți pușcă un uppercut, așa. Una în freză, stai să dăm, am dat curentul ăla prea repede, nu a fost bine ce-am făcut. Doamne, bine mi-ar fi picat acum să-i dau, uite-te. Nu-i nimic. Am văzut că Cougar a urcat pe 3. Nici o problemă, domnilor. Copilul merge înainte. Suntem profesioniști. Luăm această curbă elegant, cu intrare în 3. Stânga 3, linie dreaptă. Stânga urcare 3. Cu 4 stânga. Cu 2 stânga, 2 dreapta. Urmează 5 dreapta. Frână! Nu! O, Doamne! Bă, cum am un pic de avans? Cum fac ceva și mi-l execut cumva. Mi-l stric, că am eu talentul ăsta. Hai că e ok, 130 de metri, suntem bine. Ia frumos! Opa! Hai! Hai! Așa! Hai că avem 90 de metri, la întoarcere îi dăm curentul. Hai, mă!
La întoarcere îi dăm curentul acum. Bun. Și mai să știi că vreo 40 de metri, dar și pe mine m-a curentat cineva și mi-a dat și bomba. Ceea ce nu-i bine, mă, copile, mă, nu-i bine, mă, mă, Dumnezeu și chipile zău. Uhu, că am avut noroc. Ha, da, aici n-am avut noroc. Bă, dar s-a apropiat zipărul, bă, 40 de metri, mă, și am avut 100 și ceva. Ia frumos, elegant. Și intrăm în ultima tură. În fiecare tură am fost lider. Tot pe locul întâi intrăm și în ultima tură. Să ne dea Dumnezeu sănătate și noroc să ajungem. Să nu fac ceva, Doamne, asta mi-e cel mai frică acolo, de întorsura Buzăului acolo. Dacă parcă văd că acolo stric ceva, 100 de metri avans, ui, nu-i bine, nu-i bine, întoarce-te, copile, întoarce-te! Hai că e ok? Bun, e ok? Nu! Hai că-i dăm acum 1, 2, 3 și... te-am întors, fraiere! Sigur că am mușcat o băltuță de ulei. Cum să nu? Cum să nu muște fraierul de copilul? Ioi, nu! Nu! Tensiunea! Nu! Uită-te, mă! În ultima tură, mă! Deci conduci ca prostul, conduci 5-6 ture. 5 ture, nu mai știu ce să zic! Ah, că m-a luat fraierul! Și cu care în spatele meu aveam șansa să-l devansez în campionat? Nu! Nu! Cu spatele mă duc, nu mă interesează! Nu! Unde ești, mă? Dai, mă! Ce tensiune, Doamne! Am transpirat între buci! Noroc că am terminat pe 2! Hai să vedem cum stă campionatul! Mă, Cougar mai are un punct în fața mea! Deci, asta înseamnă că... dacă în tura asta fac mai multe puncte, trebuie să ies în fața lui Cougar, aia e clar! Trebuie să fac un punct mai mult decât el și l-am făcut de mici pe fraier. Și după cum se vede, copilul preia aproape conducerea. Avem o baterie, dar încă nu-i dăm până intrăm pe linie dreaptă. Aici. Oh, nu pe asta, trebuie să mai aștept un pic. Nu-i bine ce-am făcut. Nu-i bine, prostule, pe următoarea linie dreaptă, aici. Da bine, hai, pușcă, pușcați-ar capul. Da! Asta este! Ioi, și m-a devansat Cougar! Nu-mi place ce se întâmplă! Nu-mi place! Aveam un avans confortabil, dar am un curent pe care am să-i da... acum! Fraiere de gumă! Acum, șmechere! Opa, pe dreapta, dreapta, dreapta! Acum, șmechere! Opa! Bun, suntem ok! Avem avans față de Cougar! Huma e în fațele nostru. Am zugrăvit cu Huma. Stai, nu l-am dat. Prea repede l-am dat. Acum trebuie dat ulei, scăpăm de el. Eu niciodată l-am văzut să funcționeze uleiul ăla. Gen, să-l las cuiva. Opa, stai că ăsta-l las aici. Așa. Să-l las cuiva și să-l muște. Întotdeauna eu să la care o mușcă. Ceea ce nu mi se pare corect. A urcat Cougar pe locul 2, este în spatele meu, în miroase pârțurile. Ioi, nu mă, dreapta! S-a dat bateria! Ha! Vrea să mă facă! Du-te, băi, copile, și vezi de treaba, băi! Băi, tu pe copilul vrei să le iei, mă, dică asta, mă! Ulei, ăsta îl las aici! Hai să văd, câștig? Am câștigat niște metri, deci s-ar putea să-l fi mușcat. Sigur că altă surpriză de asta bombonică, dar poftim! Stai așa! O las aici! Să luăm... Nu, că eu l-am lăsat pe ăsta! Da! 60 de metri avans confortabil de la copilul! Avem și un curent, probabil că o să-l dăm cuiva care îl merită! Fraiere, e de pe ultimele locuri, de întotdeauna ai prins din spate pe aia! Aia trebuie să lase pe toată lumea să depășească așa... așa zice steagul! Traseul ăsta se numește Titanic, adică Titanic de jucărie care este. Dacă nu v-ați prins, dacă știți că cum zic, tura 4 din 6, deci, mă? Tura... stai, că le-am dat! Le-am dat că poate mai încurcă și ei traficul. Și luăm asta... Ia, nu!
În ultima fracție de secundă mi-am adus aminte că eu l-am pus pe ăla! Prostule de prost, copil prost, ce ești copil prost? Prostul grădinii, the stupid of the garden! Dreapta! Mult dreapta! Așa... Nu! Nu! Nu faceți din astea! Opa! Nu! Nu, 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 nu! Hai că am rezolvat, am redresat! Bun, bun, bun! Maestrul copilul a apărat! Iar o surpriză de asta! Bine mă, Cougar, ia-o tu atunci! Nu-o luat-o! Du-te mă jos, mă! Nu știi cu cine te pui aici, mă, băiete, mă! Iai, nu! Deci m-a luat! Nu vine să cred înainte de ultima tură! Nu se poate! Doamne, câtă tragedie! Câtă pasiune! Stai numai! Pac! Iai, dar mi-am dat și mie! Hai că-ai scăpat, e ok! Am preluat conducerea înainte de ultima tură! Stai așa încă la dreapta! Și intrăm în ultima tură! Acum! Ultima tură cu copilul la conducere avans 50 de... Băi, deci vă spun, super palpitant! 50 de metri avans față de locul 2, Cougar! Copilul ajunge din spate pe cel de pe ultimul loc, care probabil o să... Ia asta să ia numai steaua asta! Știi ce se întâmplă când dai steaua? Îi oprești pe toți! Ha! La revedere, Cougar! 28 de metri avans, 30, hai că e ok, eu nu, am luat bomba! Doamne, nu! Câtă tensiune, nu! Nu! Dă înainte! 2 metri! Aaaa, nu cred că m-a luat! Becicicozule! Hopa, o prins bombiță! Nu! Mi-a dat pe mie! Hai că aici o rămas, prostul! La revedere, prostule! La revedere, ciocaneule și copilul! Câștigă! Cursă de pe Titanic! Și stai să vedem, 4 secunde în spate, asta nici nu se poate compara. Ia să vedem cine e șeful la campionat. Este cunoscut copilul, se știe. Na, am vrut numai să vă arăt cum e să câștigi un campionat. Știi că cum e zic? Locul 3, Zipper, un fraier cu mașina lui stupidă. Locul 2, desigur, Cougar, care se bucură și el ca un prost, că aproape a câștigat campionatul, dar nu! Eu am câștigat campionatul pentru că eu sunt miezul de pe electrolizei. O la revedere plăcută, mersi că v-ați uitat, a fost cât de cât frumos, dar și plăcut. Vezi, Acclaim Studios London, v-am zis că-s britanici. O bună ziua fericită și la revedere plăcută, vă dorește copilul pe data a viitoare! Cicalaca cicicea!